Deci notarul din ce am înțeles a declarat că a cumpărat porumbul meciul din bănie. Da. Așa. Cum puteți la asemenea? Probabil că, nu știu, a ieșat de apucături. Îmi dă mesaj mie în dimineața asta că cere scuze că a apărut acel bener că vorbea cu antrenorul la Bulgaria de noaptea și că în legata toate mesaj cu scuze și acum spune că a cumpărat în 2009 Vasluiu. Scuză-mă, cine ți-a dat mesaj în dimineața asta? Rotaru. Da, ok. Rotaru m-a sunat și acum 20 să ne vedem la stadion, să mă primeați la stadion și nu l-am sunat ieri să mă duc acolo că nu m-a interesat acest lucru. Că nu mă zlesc cu Călău, n-am ajuns să mă zlesc pe ei și a fost cu fostul Călău. Iar acum am înțeles că a spus că a cumpărat meciul din 2009 pe Lombolul cu noi. Așa a zis, da. Așa a zis, da. Păi în 2009 Rotaru, domnește, că în 2009 Rotaru dădea ciclu față din București. Nici n-a părut să încă pe lista la NRP. Știa ce se întâmplă în 2009 în fotbalul românesc. Nu e rușine, păi dar noi băgasem până în 2009 20 de milioane de euro. Că n-a băgat de la acum câțiva ani de zile, cum poate să facem alea lucru? Chiar nu se oprește la ceva, chiar vrea război cu recul la capăt. Caută negociaturile să facem fuziune, nu fac o fuziune cu tine, nu fac. Nu mă mai suna, nu mă mai fi cu mașina în București. Să te bași cu mine în seamă. Mi-a recunoscut public că el m-a ascultat cu puzul terenului 6 ani de zile. Mi-a recunoscut el mie personal în mașină, dar care tupeu. Are 50 de ani. Să-l sunați la acum, Andrei, domnul i-a recunoscut lui Adrian Michitelu Junior, că l-a jucat cu puzul terenului, deoarece tatăl tău, deoarece tatăl meu, l-a acuzat public atunci acoperit la NRP în 2013. Dar care tupeu să recunoască acest lucru public? Din cauza lui 6 ani de zile am avut prin probleme financiare în familia mea. Eram la un pas să pierdem totul din cauza acestui om nenorocit care îl vedeți dumneavoastră, Mare Mihai Rotaru, care a luat 60 milioane de euro fermele lui Sorosan la NRP. Te rog, atâta, spune ce vrei, fără jignire, atâta te rog. Dar nu l-am știut nimic acest. Ei, ai spus nenorocit. Păi tu poți să spui, domnule, că am plătuit eu un meci când tatăl meu și-a putut și-a mai dat și casa la un moment dat, acum 15 ani de zile, ca să plătească salariile la jucători. Și tu spui că ce bani să-mi dea mie porumboiul în 2009 ca să nu mă duc cu UEFA. Spuneți-mi și mie, ce ai răspuns tu, Horia, când a fost asemenea inepție? Că vorbești că tu ai zis că ai avut un discurs foarte obiectiv și că te învăț eu pe tine. Când a spus asemenea aberat de acest om, tu ce ai spus? Ce probleme da, Rotaru că am avut eu în 2009 bani la Plumbul? Stai puțin, nu sunt procuror eu, asta trebuie să înțelegi. Nu sunt procuror, dar lăsați un om să atunci acuze. Păi care și exemplu, este părerea lui pe care o respect așa cum îți respect părerea. Nu sunt procuror, sunt moderator. Să vă intre bine în cap la toți. Moderator, punct. Nu și eu vă pun emisiune, vreau ascultă-mă, ba da, eu vă pun emisiunea la dispoziție tuturor pentru ca publicul principalul care judecă, principalul judecător cu ghilimele de rigoare, să tragă concluziile care le crede cel mai de corect. De un an de zile, diversi interpuși, inclusiv el, sugerează fuziunea în mod direct. Nu va exista această fuziune cu această entitate sportivă care nu are nicio valoare. Păi se compară cu societatea comercială noastră. Noi avem o bază de 8 hectare de teren, până și autocarul nu se mai scump decât baza lor sportivă din lunga jurului. Ce să facă cu Rotaru? Echipa mea e net ca valoare peste a lor? Normal, fac ce fac ei și mereu termină cu 3-4 poziții mai sus decât noi. Am trecut, ne-am dat barajul pentru conferențe, i-a terminat pe locul 4 sau 5. Ce să fac fuziune să facă cu echipa asta? Să-mi dea bani dacă voi să fac fuziune cu ei și nici atunci. Nu va exista fuziunea între aceste două echipe. Pentru că văd că acest om nu se potolește. După tot ce a făcut familiei mele, se mi-a recunoscut public. Și ce mi-a spus? Bă, Adiță, pe că tot nu l-am băgat la pușcărie, dar cu puzul recunosc că eu v-am blocat. Mi-a spus o mașină la mine acum 7 luni de zile în Hrănăstrău. M-a oprit cu mașina să se bane să cu mine. Păi dar spune lucrurilor pe nume, bă, dacă tu declari lucrurile cu preapă rumbă în 2009, nu se rușine. Povestește-ne nouă cu Oțelul Galați cum ai făcut. De aia desigur să bagi bani la Oțelul Galați.